Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Rust City Roleplay. O mică schimbare, după cum observați toți, suntem goi, nu mai avem iteme, avem oraș nou. Ei bine, s-a dat wipe, am făcut update-ul la mapă, doar că acum nu mai avem iteme. Itemele le vom da. Bine, o să le dăm în bani. O dă necou la cineva, Tommy. Am schimbat și eu puțin pe aici, pe acasă. Da, aici. Așa. Pune niște pământ, rog eu. Am schimbat puțin casa pe aici, o să dau banii ce aveam, o să refacem shop-ul, magazin, ce aveam eu pe aici, vânătoare, toată lumea, gen, o zi, două să dureze până ne punem înapoi pe picioare, până la următorul wipe și cam așa o să fie mereu. O să filmăm acum, o să ne jucăm cum strângem resurse, chestii, am băgat și mașini, aici o să fie dealerul de mașini. O să putem să ne cumpărăm o mașină, va fi undeva la 15-20 de mii, încă nu ne-am gândit, deoarece avem o altă hartă cu drum mult și zic că ar fi mult mai șmecher. Eu deja mi-am făcut aici un fel de garaj unde să bag mașini, pentru că o să facem, asta o să fie o clădire de business și în asta o să trăim noi. Bine, le-am zis că etajul nu e al meu, cu atelier cu alea. Și aici avem paturile, stăm 6 în casă. Destul de mulți, dar e ok. Avem case noi. Avem și câteva case la cheie, gen astea le cumper direct, așa, gata. Și avem și câteva aici noi, frumos. Am schimbat puțin zona aceasta. Aici o să fie shop unde vindem stone și toate cele. Aici am mai schimbat puțin. Am scos magazinul ăla. Aici, na, poliția este făcută. O să scoatem la licitație, cam așa arată poliția. Bine, momentan nu există polițai. Aici este Acuțion House-ul, aici o să poți să licitezi pentru poliție, pentru ce se mai scoate. La primărie o să băgăm licențele, bine, asta după ce punem orașul înapoi pe picioare, licență de pădurar, miner, pescar și toate chestiile astea, de aici o să poți să vii să le iei, de la primărie sus. Asta înseamnă că am modificat și puțin primărie pe aici. Bam, aici o să fie garajul și toate alea. Deci, eu zic că o să fie chiar super tare. Bine, toate trebuie să refăcute înapoi. Aici este spitalul, de aici o să poți să vii, aici se internează cei care au probleme. Aici o să fie, nu știu, consultații, chestii, vedem noi. Aici o să ai recepția, iar aici o să poți să-ți cumperi tu medikit, bandaj și ce mai e. Aici ca să aprovizionezi. Bun, deci cam asta ar fi momentan, toată chestia. Cam așa arată. Ăsta... Avem aici încă un etaj la el, o să băgăm membrii după ce terminăm de construit, pregătiți-vă, pentru că o să băgăm undeva la 20 de membri odată. Avem 9 locuri aici, s-au mai golit astea, avem și Hanu, cred că are un loc disponibil din câte locuri aveți disponibile, zic. Unu. Păi okay. Da. Depinde când îi bagi și că duminică se golesc camerele. De fapt, nu știu dacă plătesc în continuare, da. Bun, haideți să mergem toți. Ne-am dat de început mâncare, am dat la toată lumea, le-am dat niște unelte. Acum vom face scaune și chestii, adică nu vreau să le dau chiar pe toate. O să luptăm pentru oraș, cum ar fi. Și zic eu că o să iasă destul de blană. Ce asta? Do not feed the beers. Ok, nu cred că l-am văzut pe ăsta, frama. De ce să am dat wipe? Nu am dat wipe pentru că așa am vrut noi, pentru că oricum e o pierdere de timp asta. Și ar dura mult, de fapt durează mult să punem tot înapoi. S-a dat de la rast, n-am avut ce să facem, asta este. Dar acum în schimb au făcut chestia asta, eu uitați, se vede itemul când ești cu mouse-ul pe el, când e pe jos, se vede super tare. Ne-au rămas levelele la woodcutting, mining, skinning și toate cele pe acolo. Nu tăiați copaci de lângă oraș. Băi, tocmai ce am zis, să mor eu, aveți pepeni în loc de creier. Creier. Deci am zis clar, nu tăiați copaci de lângă oraș. Primul lucru care îl face, tai copacul. Hai că da. Nu vă atingeți de copaci din zona asta, până unde? Treceți de harbor. Mai departe de harbor aveți voie să tăiați copaci. În rest, nu tăiați nimic de pe partea asta până la râu. Deci, limitele sunt harborul și râu și oceanul ăla, ce-o fi. Aveți destui căpaci. Mamă, cât e de mers. Chiar că acum mașina o să fie aur, bă, băieți. Așa, hai să mă duc înapoi unde eram. Să continui cu loot-ul. Bine, ideea e că acum avem și mai mult de lootat. Avem tot drumul ăsta care se spawnează pe el loot, după cum puteți observa.
Și e ok. E ok ca și hartă. Așa. Și v-am zis eu cu casa aia pe acolo. Ia, stați așa, mă, băieți, voi puteți să faceți acolo în continuare ca să nu vă plictisesc, că asta e momentul mai jos. Gata, i-am lăsat pe ei să facă acolo. Bine, fac și eu și în același timp vă explic. Care e ideea cu casa? De ce am zis eu că o parte o să fie așa? Am vorbit cu Bobo, știți că am făcut prima dată casa cu Bobo. Am vorbit cu el și am zis să facem noi ca să avem mai mult spațiu, că dacă băgăm mașini, o să ne... Opa, nu avem voie de astea. Dacă băgăm mașini, sigur o să le cumpărăm și chestii de genul. Mă duc să construiesc orașul. Surpriză pentru băieți. Este un material, eu le construiesc orașul. Bun. Am zis că o să facem... Aici o să fie parterul, o să fie al meu, să-mi pun alea de șop tot ce-mi trebuie și la etaj o să fie al lui. Sau, cred că mai degrabă asta e eu la etaj. De fapt, nu. Nu, e foarte ok. Ideea e că așa... Eu tot parterul l-aveam ocupat pentru șopuri. El tot parterul l-avea ocupat de șopuri. Așa, măcar ocupăm o clădire și avem una liberă. Garaj, frumos, bine, eu tot o să-mi țin ăsta, o să fie șopul de vânătoare. Mi-am făcut poze la iteme, știți că aveam 20.000 din șopuri plus alea. Oricum, o să dăm, am zis că nu dăm resursele, ci le dăm în bani. Le-am dat băieților de la Han și băieților de la construcții le-am dat astea. Acum, ce trebuie noi să punem? Aș vrea să... Ia la Han, jos la mine. O să le dau băieților de la Han ce le trebuie uși să punem. Și să începem să reconstruim pe aici. Trebuie să facem și hotelul. Camerele, după cum observați, sunt goale. Salut, domnul Claudiu. Salut! Domnul proprietar de Han. Da, stai un pic. Vino în oraș. Ești departe? Sincer, asta am de gând, trebuie să fug de un urs. Da, e ok, lasă să-ți facă felul. Să-ți dau să-ți faci Hanul înapoi. Eu mă bag să-mi fac casa înapoi cum era. Și după ce terminăm tot de construit, vă dau resurse. Vi la mine, îți dau materiale de build. Ok. După ce faci Hanu, ne apucăm și facem... Facem hotelul. Ca să mutăm oameni. Bam, bam, bam. Să băgăm oameni noi în serie. Da, deci clipul ăsta e mai mult un info-update. Și cum construim noi pe aici. Acum, eu nu o să mai filmez, vă dați seama, până nu e totul gata, pentru că n-are rost. Să postez când construiesc ce trebuia să fie făcut într-un fel sau altul. Aici e atelierul meu, care este invers. Ca idee. Știți că avem și de aia de 2 și de 3, doar că era invers. Pune că merge să o închid. Băi, nebun. Cred că tocmai bugui aici ceva. Da, e ok, oricum să las așa, doar asta l-a tras. Lămpi trebuie să punem prin case pentru că nu avem. Așa, unde-i Tunaken ăla? Nu-i la items. Schiochior. Ba da, uite. Nici acum nu m-a lăsat ursul ăsta. Se ține bine. Ce că fug de când m-ai chemat. Așa, gata, să am lumină aici. Aici o aveam de astea puse. Oh, la studio e ok. Salut! Migi, migi. Dacă e să-mi dai ceva, prima oară chesturi, ca să Deci, pot să facem. îți dau. Hai, vino încă. Oh! Fii atent. Bam. Bam. Vrei și uși? Bam. Dă-i și câteva uși și nu prea multe că nu prea am loc. 1.000, mă. Dropează-mă restul, mă, de-ale naibii.
Le dăm după. Deci ce? Paturi? Paturi ai nevoie, nu? Da. Paturi. Bine, Mă după duc să le arunc. ce? Scaune. Ceiling light-uri. Furnale. După ce termin cu hanul tău, o rugăminte am, ca să facem rapid, ca să mă apuc și eu de el. Stai să arunc și eu chestia. Dar are naibisele. N-am nevoie de ele. Piatra tot nu arunc. Da, o mână mi-am aruncat tot. Mai puțin mâncare. Bun, fii atent, ia pentru Han. După ce termin, știi cum erau făcute camerele de hotel? Poftim? Mai știi cum erau făcute camerele de hotel? Ia și asta. Le am acolo imprimate în minte. După ce termin hanul tău, dacă termin rapid, trebuie să faci și la camere și o să vin și eu imediat. Termin aici de pus covoare, ce mai am de pus și vin și eu imediat să facem după alea, dar după ce termin tu hanul tău. Deci bagă și pe acolo, fără griji. Așa. Eu fac aici. Ce îmi place că e chestia asta și poate pun ea. Gata. Știu că nu arăta așa înainte, dar na. Cam aia e. Dacă aveai workbench pe acolo, chestii de astea, să-mi Nu iasă. am voie să dețin așa ceva. N-ai voie workbench? Păi nu, eu am Han, nu am... Ah, De asta. da. Vezi că mai ai să-mi dai chestii, stai așa. Păi tu îmi ceri, eu îți dau. Nu crezi? Peciuri. Darea de... Pui chesturile pe ele. Rafturi. Stai, ca să... Ai zis că ai piatră, nu? Am aruncat. Bă, nu mă minți cu de-astea! Ia. Ca să ai și pentru build. Ia, gata. Liber! Lana! Ok, am făcut aici frumos. Aici, dacă pot să pun. Trebuie să scot astea, vere! Mamă, mă, că le-am scos în mână. Apreciez că ai făcut intrare prin spate. De mult îmi doream. Păi nu, am zis că astea o să aveți nevoie și de intrare în spate, știi? Ieșire, de fapt, mai mult. Ieșire de urgență e aia. Atâta, vă, nu mai stau să mă duc până acolo. Bă, dacă am workbench de level 2, aici, nu mai am nevoie de ăla de 1, nu? Poftim? Am un workbench de level 2, nu mai trebuie la de 1, nu? La craft, adică astea care încer 1. Nu știu dacă Workbench mă crezi, 1. dar de când s-o băgat astea, eu n-am mai jucat asta. Văd imediat. Da, e ok, merge. Bine, inițial eu aveam workbench de 3, dar... Lasă așa. Am primit, băieți, vă mulțumesc enorm celor care ați dat skin-uri, băi, deci mi-ați dat la skin-uri super șmechere, mă, oameni buni, mă, super șmechere. Uitați-vă câte am acum pe geacă, pe asta. Skin-uri pe cizme, nu le-am updatat până acum în joc. Două skin-uri. Și deci o să vă arăt un skin, dă vă pică fața, o să... Ia, uite, sewing kit îmi trebuie. Deci, băi, Claudiule, las că vin eu la tine, că eu ajung mai repede. Unde-i, bă, sewing kit-ul? La componente? La ce-i? Cred că stai așa. Da. Deci, mă, băieți! Unde-i, mă, ăla, mă? Băi, mâncava-și dorul vostru! Stați așa. Uitați-l pe ăsta, mâncava-și dorul vostru, cum arată, stați, mamă. Uitați-l cum arată pe ăsta, deci nu, eu nu cred așa ceva. Mi-au dat băieții mei la skin-uri, vă mulțumesc enorm celor care m-ați ajutat. O să avem un shop de nota 10. Avem și pantaloni. Am primit skin-uri noi la ei. Ia uitați. Bam, punk rock.
astea, da, astea, aici. Păi ce am mai primit? Petricou am primit? Nu, petricouri nu. Astea, asta am primit-o, Slazy Rider. Am primit niște chestii la ochi, dar nu știu la ce sunt. Chiar nu știu la ce e chestia aia. Cred că la căgulă, căgula nu am învățat. Pe asta am primit? Nu. Nici eu nu știu pe ce ne-am primisem. O, am primit pe pantalonii normal. Blacksmith! Hai mă, las-o. Ce tare. Am pe șusetele astea, n-am. Pe astea, n-am. Stai așa. Da, nu știu pe ce e chestia aia la ochi. Așa. Ia, vino să-ți dau și ție, Claudiu, unde ești? Fac aici la hand. Ok. Uite, fii atent, ia. Cadou. Băi, cum se vede, nu tu ne... Ia, pune-le pe tine. Băi, cum se vede, ești nebun! Așa am fost și eu prima oară când am văzut skin-ul. Bine, o să te-l șterg, știi, după. O să fie scump, domne, îți vinzi hanul pentru el, zic eu. Deci arată prea crimă, vă mulțumesc mult pentru ajutor. M-a ajut și pe mine cu ceva, că ai plecat. Da, zi. Dă o gaură, repede. Dă o gaură? De care vrei? Da e? Burghiu, de 0. Hai încoace. Stai, vezi. Imediat. Unde? Da, sus te-am dat, dar pe asta am uitat. Te descurci tu, tare. Băi, atât descurcăreți, nu? Deci e nebunie tare. Cum arată skin-ul ăsta. Și ce întunecat e pe aici, nu? Așa, și aici, așa. Și aici la fel punem. Sper că vă place noua mea vedere la Ocean. Bine, nu m-am gândit că orașul să vină pe asta de ocean, gen. Dar e destul de tare. Numai că nu putem pescui direct în ocean. În fine, arată bine, avem și cufere pe aici. 6 cufere, 6 persoane, fiecare cufărul lui. Acum, hai să punem și astea. După mergem la cine să mergem să construim? Mergem să facem hotelul. Că eu aici la mine termin, doar trebuie să-mi dau itemele, să fac shop-urile normale și cam aia ar fi, dar aia o să le reconstruiesc eu din nou. Nu vreau să dau iteme, cum am zis. Ți-am zis eu că pun cufere. Cufere. Da, și astea erau la comun. Atât. Bun, deci cam asta ar fi casa. Momentan, cam atât e. Avem aici, o să fie shop-ul meu de vânătoare. Acolo va fi la un line de haine. Eu zic că e destul ok. Hai să mergem să facem aici hotelul. Și ideea e că acum erau mulți care nu au mai intrat să-și facă poză, nu? Da. Chiar mă gândeam la ăștia de la Han, cum facem cu itemele. Păi asta este până la urmă, știi? Păi i-am anunțat, cred că v-am zis de când a început săptămâna, nu? Cu săptămâna înainte. Ia uite. Deci, v-am zis... Au avut timp băieții să... Încă mai am pozele de săptămâna trecută eu. Ce problemă ai, mă, meștere? A murit în mine și nu mai pot să-mi iau itemele. A, stai, de lene. Hai să facem aici, la oraș. Hai, mă, te rog, ajută-mă, că aveam 27 de baterii. Îți dau altele, mă. Și 23 ca piatră. Doar 27.000 de baterii îți dau, sau câte ai zis tu că aveai. Eu sunt de acord. Câte aveai? 27.000. N-aveai 23.000? 26.985. Ia mai scade.
Du-te, uite-te în corp. Ea mai scade. Ai murit? Aveam Ai murit? 27 de Asta mii. e? Asta e. Bă. Vine mă să faci la ora asta, le dau înapoi. Le dau la toți înapoi. Ceva. Trebuie să facem hotelul aici. Trebuie să lași ușile deschise. Pam, 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 pam. Acum vedeți că are 3 etaje. Blăniță. Astea sunt făcute deja. Așa. Deci, bă, voi nu uitați să apăsați și voi acolo butonul de like. Să fie treaba, treaba. Așa. O să... Pe episodul următor deja începem totul normal. Sper să-mi cumpăr mașină. Dar nu că sper, îmi voi cumpăra o mașină eu. Ceilalți nu știu ce fac. Mamă, vărule, deci trebuie să punem frumos, bam, bam. Da, vă las aici, n-are rost să vă țin cu build-ul cu astea. Dacă susține seria și vreți cât mai multe episoade, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, evident. Și noi ne vedem data viitoare. Baftă! Pa, 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 pam!